Partidul Național Liberal Media și a continuat și în această săptămână întâlnirile cu cetățenii. Problemele ridicate au fost de interes general al municipiului Mediaș și probleme specifice fiecarei zone a cetățenilor în care locuiesc. Propunerile cetățenilor respective au fost notate și vor fi trecute în platforma electorală a Partidului Național Liberal Mediaș, cu care ne vom prezenta la alegerile din 5 iunie. De asemenea, acest gen de întâlniri va continua și săptămâna viitoare.